Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Următoarea situație. Luca, pregătește-te, ești eroul acestei intervenții. Poți să spui bună dimineața la ascultători? Îmi pare rău la domnii ascultători, spune. Îmi pare rău la domnii ascultători. Da. De situația, prieteni, este la următoarea. La domnii ascultători. Da. Luca, după câte știți, își revine după COVID, a trecut de ce e cel mai greu, dar stă acasă, izolat. Noi am trimis studio mobil, ca să putem să ne vedem și să ne facem semne când să intre unul, când să intre celălalt și așa mai departe, facem evident și o tranziție prin Zoom. Doar pentru noi. Da. Asta o facem deja de câte zile, mă? De 5 zile, de cât timp? Mai bine, de săptămâna trecută. Astăzi am aflat că Luca, de fapt, el este în Zoom, dar nu vede decât pe unul dintre noi. Nu știe de ce. Și de 10 minute noi încercăm să-l ghidăm și el spune, n-am această opțiune, nu pot să fac asta, nu știu ce. La un moment dat era de două ori în transmisiunea noastră. Cum ai reușit, mă, făceai și pe telefon și pe laptop? Cum ai făcut? Mă, tată, eu am pus pe astea, pe aici. Știți că eu nu sunt foarte talentat cu tehnologia modernă și încerc să urmez instrucțiunile pe care mi le oferiți, dar nu dau de cap. Deci eu îl văd pe George. Și atât. După ce puțin, zilele trecute te-am văzut pe tine. Pe zilele trecute pe cine ai văzut? Pe Vlad, nu știi că avea butaforia aia cu living-ul în spate, cu camera de hotel? Și atunci tu nu mă vedeai pe mine? Eu îți mai făceam semn, să știi că toată săptămâna ți-am făcut semn. Înseamnă că de asta am vorbit unul peste altul. Nimic. Da. Exact, eu îl vedeam doar pe Vlad. Și acum mă vezi pe mine. Important e să mă vedeți. Da. Dar de ce n-ai zis? Și nu mă ajută la nimic. Imaginați-vă, prieteni, situația. Noi facem semne lui Luca la cameră. Stai așa, că acum zic eu, să nu vorbim unii peste ceilalți, că ați văzut că, din păcate, avem tendința asta, că ne grăbim și intrăm unii peste ceilalți. Și știm că atunci când facem asta, greșim și nu ne auziți. Și dialogăm prin semne cu Luca. Mie mi s-a părut că e cam inert așa când îi faceam eu semne, dar am zis, bă, săracul poate se simte rău. El, pe naiba, nu ne vedea deloc, adică n-avea nicio treabă. Da. Ești foarte bine, Luca, bravo. Am început foarte bine dimineața. Da. Bine, avem o știre cu un mafiot italian ceva, dar o să vorbim despre asta altă dată. Acum, Luca, trebuie să facem într-un fel să rezolvăm problema, să ne vezi pe ea. Da. Știți cumva de ce? Dacă știe cineva de ce Luca nu reușește, poate că există o versiune. Nu ai nicio versiune. Stai mă puțin, poate există o versiune a Zoom-ului care nu poate să împarte ecranul în mai mult de două bucăți. Avem una, două, trei, patru. După intervenția asta, da, cred că lucrurile se schimbă. Avem... În ce sens? Atenți. Am instalat ceva aici. Stai mă puțin, zine acum. Păi nu, adică până acum eram pe browser, dar acum am și instalat treaba asta și cred că o să schimbe lucrurile. Pe browser sunt și eu, o să nu vă spărați. Da. O să vă plictisiți de mine. O să fii peste tot? Da. Apar și în ecranele astea din spatele nostru, din studio? Așa ar fi mișto. Da. Facem eforturi. Am trimis pe WhatsApp, sunt vreo 5 capturi de ecran acum cu ce trebuie să facă Luca și eu n-am asta. Nu pot să fac asta, nu știu să fac asta. Auzi, dar ce ai, manivela ai? Am tot ce trebuie. Acum vedeți că, uite, în câteva momente. Bine. Să știi că noi te vedem pe tine. Lucrurile. La tine trebuie să se schimbe lucrurile. O să mă vedeți în continuare. Da. Deci ai grijă să nu te scălăm, băi, că noi te vedem. Da, perfect. Bine, am Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.